studiile genetice asupra genomului uman antic sugerează că europenii moderni descind din trei populații ancestrale principale. Acestea sunt vânătorii culegători europeni. Aceștia au fost primii locuitori ai Europei care au trăit în regiune încă din Paleolitic. Ei erau adaptați la mediul rece și întunecat al Europei glaciale și au lăsat o amprentă genetică semnificativă în populațiile moderne. Despre a doua populație, agricultorii din Anatolia. În Neolitic, acum aproximativ 8.000-10.000 de ani, populații din Anatolia, în prezent Turcia, au migrat în Europa, aducând cu ei agricultura și creșterea animalelor. Această migrație a avut un impact profund asupra structurii genetice a europenilor, deoarece acești agricultori s-au amestecat cu vânătorii culegătorii locali. A treia populație, păstorii din stepă, Iamnaia. În epoca cuprului și bronzului, acum aproximativ 5.000 de ani, populații din stepa pontică, în prezent Ucraina și sudul Rusiei, au migrat în Europa. Acești păstori nomazi, asociați cu cultura Iamnaia, au introdus limbi indo-europene și au avut un impact genetic major asupra europenilor, în special în Europa centrală și de nord. Aceste trei populații ancestrale s-au amestecat în proporții variate în diferite regiuni ale Europei, contribuind la diversitatea genetică observată astăzi. Studiile de ADN antic au permis o înțelegere mai profundă a acestor procese istorice complexe. Vânător-culegător este un termen antropologic folosit pentru a descrie ființele umane care obțin din generozitatea naturii, vânând animale și adunând plante sălbatice. Este un stil de viață de subzistență, practicat de toate societățile umane timpurii. Astfel de oameni sunt în general nomazi, merg mai departe pe măsură ce rezervele de hrană scad. Există puțină dezvoltare a abilităților sau a forței de muncă specializate în afară de cea necesară pentru vânătoare și culegere de hrană. Astfel de societăți rămân în general mici, formate din mai multe unități familiale, adesea înrudite. În urmă cu aproximativ 5.000 de ani, păstorii de stepă Iamnaia cu moștenire de vânători-culegători din Caucaz și de vânători-culegători estici au declanșat o serie de migrații în Eurasia, care pot fi urmărite în toate limbile indo-europene vorbite în prezent, cum ar fi greacă și armeană. Excursiile lor spre sud în Balcan și Grecia, precum și expansiunile lor estice prin Caucaz în Armenia, au lăsat o amprentă asupra locuitorilor din epoca bronzului din regiune. Descendenții păstorilor Iamnaia s-au amestecat diferit cu oamenii locali pe măsură ce creșteau. Mai multe tipuri de dovezi genetice pot fi utilizate pentru a identifica modul în care imigranții vorbitori de indo-european din stepă au interacționat cu localnicii pentru a crea limbile greacă, paleobalcanică și albaneză, indo-europeană, în Europa de sud-est și limba armeană în Asia de vest. Iamnaia a avut o influență semnificativă asupra Europei de sud-est, deoarece indivizi cu moștenire aproape pură Iamnaia au sosit la scurt timp după ce au început migrațiile Iamnaia. Genele de pigmentare purtate de vânători și fermieri au arătat că, în timp ce părul închis la culoare, ochii căprui și pielea palidă a fermierului timpuriu ne-ar părea familiar, vânătorii indigeni din Europa de vest au avut o combinație izbitoare de piele închisă la culoare și ochi albaștri care nu mai există. În prezent, pielea închisă la culoare este o descoperire foarte interesantă, deoarece pielea deschisă la culoare este aproape universală în Europa astăzi. Aceste rezultate sugerează că pielea deschisă la culoare văzută astăzi în Europa este o modificare ce a avut loc în ultimii 7.000 de ani. Caucazul, care a jucat un rol important în dezvoltarea diversității omului,
este o regiune muntoasă situată pe linia de despărțire dintre Europa și Asia, între Marea Neagră și Marea Caspică. În ciuda întinderii geografice relativ mici și a climei în principal temperate, diversitatea peisajelor naturale, a speciilor de plante și animale și a soiurilor este neobișnuit de mare în Caucaz. Datorită acestei diversități, Caucazul este unul dintre punctele importante sub aspectul biodiversității, conținând și o diversitate lingvistică considerabilă, reprezentând majoritatea limbilor de pe pământ. Caucazul a oferit unele dintre refugiile importante ale globului, unde majoritatea plantelor și animalelor terestre, inclusiv oamenii, au supraviețuit în timpul unei serii de maxime glaciare, iar distribuția lor actuală reflectă în mare măsură expansiunea postglaciară din aceste refugii. Aceste refugii glaciare și barierele în calea migrației au jucat un rol important în evoluția umană și au generat o mare parte din modelele genetice și etnolingvistice umane găsite în lumea de astăzi. Caucazul a contribuit cu aproximativ jumătate din strămoșii genetici ai lui Yamnaya, adică păstorii din stepa Ponto-Caspică, care datează de la sfârșitul epocii Cuprului până la începutul epocii Bronzului și au avut un impact demografic și cultural profund în mare parte a Eurasiei, de exemplu, prin răspândirea genomurilor, limbilor indo-europene și cai. Se presupune că proto-indo-europeanul a fost generat din amestecul dintre limbile arhaice din Caucaz și limbile proto-uralice din stepa pontico-caspică. Astfel, Caucazul a jucat un rol important în formarea diversității genetice și culturale eurasiatice din trecut și prezent. Cercetările arată că populațiile Europei de vest și Orientul îndepărtat au urmat traiectorii opuse între 8.000-5.000 de ani în urmă. La începutul perioadei neolitice în Europa, în urmă cu aproximativ 8.000 de ani, în Germania, Ungaria și Spania au apărut grupuri strâns înrudite de fermieri timpurii, diferite de vânătorii cu legători indigeni, în timp ce Rusia era locuită de o populație distinctă de vânători. Cu 6.000 de ani în urmă, fermierii din întreaga Europa aveau mai mulți strămoși vânători cu legători decât predecesorii lor, dar în Rusia, păstorii de stepă Yamnaya din acest timp erau descendenți nu numai din vânătorii cu legători din Europa de Est, ci și dintr-o populație de ascendență din Orientul apropiat. Europa de Vest și de Est a intrat în contact cu aproximativ 4.500 de ani în urmă, deoarece oamenii din Germania din Neoliticul târziu și-au urmărit aproximativ 75% din strămoșii lor până la Yamnaya, documentând o migrație masivă în inima Europei de la periferia sa de est. Pe baza protocuvintelor reconstruite ale mai multor familii de limbi eurasiatice, se sugerează că protocartvelianul a apărut cu peste 12.000 de ani în urmă. Limbile cartvelian sunt o familie de limbi indigene din Caucazul de Sud și vorbite în principal în Georgia. În prezent, familia de limbi cartvelian, adică familia de limbi caucaziene de sud, este formată din doar 4 limbi existente, georgiana svan, megreliană și laz, georgiana fiind cea mai vorbită dintre ele. Majoritatea vorbitorilor de cartvelian trăiesc în țara Georgia și nord-estul Turciei. Pe baza analizei datelor lexicale și toponimice arhaice, s-a emis ipoteza că protocartvelianul a apărut în părțile de vest și centrale ale Caucazului Mic în mileniile 4 și 3 înainte de Hristos. Primul val de migranți din această patrie s-a mutat în bazinul Mării Negre din Caucazul de Sud, adică ceea ce este acum vestul Georgiei în mileniul 3 înainte de Hristos. Următorul val de migrații din mileniul 2 înainte de Hristos, din patria cartveliană în bazinul Mării Negre,
a dus la formarea lui Zan, care l-a strămutat treptat pe Svan spre nord. Dialectele oamenilor care au rămas în patria cartvelian au evoluat în georgiană. Limbile Zan sau Zanuri sau Colchidian sunt o ramură a limbilor cartvelian constituită din limbile Mingrelian și Laz. Potrivit unor teorii, există o asociere probabilă între limbile caucaziene de sud și un substrat pregrec. Vocabularul de creștere a vitelor și termenii pentru vin sunt comuni pentru Zvan și pentru celelalte limbi cartveliene, în timp ce termenii pentru cultivarea culturilor, creșterea oilor și metalurgie, care sunt comuni celorlalte limbi cartveliene, sunt absenți în Zvan. Oameni de origine caucaziană au intrat în Anatolia aproximativ 6.000 de ani în urmă. Este posibil ca acești oameni să fi vorbit limbi anatoliene și indo-europene. În urmă cu aproximativ 5.000 de ani, păstorii de stepă Yamnaya, cu moștenire de vânători culegători din Caucaz și de vânători culegători estici, au declanșat o serie de migrații în Eurasia, care pot fi urmărite în toate limbile indo-europene vorbite în prezent, cum ar fi greacă, armeană și sanscrită. Excursiile lor spre sud în Balcani și Grecia, precum și expansiunile lor estice prin Caucaz în Armenia, au lăsat o amprentă asupra locuitorilor din epoca bronzului din regiune. Mai multe tipuri de dovezi genetice pot fi utilizate pentru a identifica modul în care imigranții vorbitori de indo-european din stepă au interacționat cu localnicii pentru a crea limbile greacă, paleobalcanică și albaneză, indo-europeană, în Europa de sud-est și limba armeană în Asia de vest. Concluzia la care au ajuns majoritatea cercetătorilor este că neoliticul s-a propagat în Europa, în principal de-a lungul axei Dunării.